să, în relația cu firma de cadastru, să rămân doar la oameni care se fac acele credințe de rol. Pentru că urmează cadastrarea la al doilea sector, pe anul 2006. Deci, pe marginea acestui material, dacă aveți ceva de completat, de spus, s-a ajuns până la gura primară. Pune tot până la gura primară. Foarte. Foarte greu. Partea rea este că sunt bani foarte puțini. Sunt bani foarte puțini, 60 de lei pentru un cadastru. Este insuficient. Am avut o discuție cu domnul primar de la Dărmănești, care a găsit această firmă, este singura primărie care și-a făcut sectorul pe 2017, terminat la zi cu această firmă de la București. Și atunci am contactat și noi firma, astăzi am avut discuții și negocieri cu ei, în ideea asta, negocieri. Negocieri în relațiile cu locuitorii și ei. Să le punem la discuții cu oamenii în frumos și să ne și așa. Și am convenit. În momentul când apare sectorizarea de la OCPI, s-a plătit. Și poate reușim că firma care a făcut înainte nu face față și astăzi 600 de lei, 60 de lei, zis, nu le ajunge nici măcar pentru să facă acele plașe, că sunt foarte scumpi la curiața lor. Și nu, aceeași. Niciun leu peste, niciun leu mic. Și vă imaginați că s-a mai 10-15 ani. Și nu, culmea până, că au terminat anumite sectoare și nu s-au plătit din an de zile niciun leu de la început. Și oamenii suportă. Salariul, iau, numai fișele care vă face o costă foarte mult, firma asta este dotată cu tot ce înseamnă aparatură, un inginer cadastrist care, având aparatura ta, nu mai cheltui bani și la altă parte. Băiți ăștia cheltuiau 30-40 de lei la pastor pe plaș. Și o să pentru 20 de lei să fie zile de la Dărgăt. Da. Mai scrie cineva? Dacă nu supune la vă din lucru al lor de zi, ci mai trebuie eu, vreau să spun. Da. Ia sunt acele declarații, din popularizat tot la toți partidele, le spun oameni, facă declarațiile alea din pune și alea de la anumit. Păi da, e alea? Luați-le, dați-le, sigur. Păi da, nu, doamna de câte ori de la adevărință. Nu, trebuie popularizat, da. Nu, dar mai dat, dacă nu s-a nimic, dacă nu am completat declarațiile. Deci am ăsta, cine a venit și a trebuit ceva, nu, dar dacă nu am avut declarația ta. Mai spui cineva? Trebuie să fie acela. Că asta l-a spus la ei, eu s-au supără la vot. Cine este pentru? Deci atunci trecem la al doilea punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunului din domeniul privat al Consiliului Camp Crescuți. Vedeți, mai expunere e vorba de punctul. Uitați, vorba de la poziția de și asta se completează deja practic. Deci, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor campului al cătuiesc domeniul privat al Comunei de Sfânt. Domnul Consilier, având în vedere terenul, curți, construcții ale bisericilor nu au fost trecute în inventarul public și privat al Comunei de Sfânt, dar care în evidența catastrală din 1998, ele sunt trecute, vă rog să despuneți completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei de Sfânt astfel. Vorba de terenul bunurilor. Da, Islas, o suprafață de 1161. Deci, față de cele prezentate, propun să dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei. Aici s-a făcut schiță cadastrală pentru acea construcție de cămin, care dumneavoastră, domnul primar, va prezenta și la începutul anului, când a făcut bugetul și investițiile.
ne-am făcut schița, suprafața asta e totală care ne-a ieșit și am prins, am pus croșteanul iar, că noi avem unde a fost școala, a făcut cadastru, având tot croșteanul, când am zis domnul tot croșteanul, care este cum cadastrul, i-am făcut din care iar, domnul de la cadastru ne-a zis că după ce o să fie cadastrat, o să fac alipirea cu tot terenul întreg, ca să nu fie două bucăți. Deci despre asta este croșteanul. Până la dispoziție, cu timpul construcției, firmei care construiesc. Deci, dacă o să-mi spui la cuvânt, cum are acest material, fie ceva de completat, dacă nu s-o spune la vreodată, am spus și la ședințe de deputie, deci există broșteană în afară de cei al de apă, care au biserică ortodoxă la noi. Nu sunt apă, domnule. Există apă. Eu l-am citit. Dacă noi suntem cu ordine. Deci eu l-am citit. 9,1 hectare. 9,1, dar unde? Acum ca să vă aduc? Deci sunt, dar mai puțin broșteană. Biserică și inclusiv broșteană. Am spus că nu este. Nu este apă. Biserică trebuie să fie. Au apă. Deci, proprietării. Deci, o firmă de cadastru din Onești, Tantental, părintele Arsenie de la Mănăstirea Sfântul Sava a solicitat să-și facă cadastru atât la terenul și la construcții care are terenul. Și s-a ajuns la prefectură, la ordinul prefectorului, care a solicitat tot ce are Biserica Ortodoxă Română, o acte de proprietate de teren. Ordinul prefectorului este venit și la mine. Personal am fost împreună cu doamna secretară la prefectură, la juridic, am stat de vorbă. Mi s-a fost rezolvit tot ce înseamnă act pentru biserică. Nu există act pentru știință. Eu, în 90, am făcut parte din echipa de aplicare a fondului oficial. Și actul ăsta a fost la mine. Înseamnă că nu s-a definitivat. Păi nu s-a definitivat. Eu vă spun, terienul 9,1 hectare. Atâta are. Cine v-a luat ce? După ce s-au măsurat, au mai rămas 6 hectare din cauza că e școala și astea care s-au fost cealaltă. Că el, în următoare, am spus de bază, am spus. Deci, ca și suprafață, prin ordinul prefectului, biserica are 9, ceva hectare, dar nu proștea. Are terenul din fața, de lângă terenul de sport, tot, pe la Nuci, terenul de dincolo de așa, curți construcții, livada de aici, terenul până în spatele bătăriei, fosta bătăriei, zis așa, sus, partea de sus, la cimitir, sunt 9, ceva, fără nici nu, în suprafața cadastrală, nu am măsurat curți construcții. Deci, fără ce să zice 9. Aici a fost un interes, spune, prefectul. Atunci, chemiți locul, făcea parte din ce... Deci, interesul lui doar știți că a făcut și clar, acolo a fost interesul lui să-l concesioneze de 49 de ani. Deci nu a rezistat. Faceți vă rog frumos, că dumneavoastră și nu pot fi înțelegeți. Faceți rog de ce la? Mergem la prefectură. Cerem, dar nu s-a emis ordinul prefectului. Dacă nu s-a emis ordinul, nu ia. Plus că, niciun biserică nu au titlul de proprietate și am cerut asta inclusiv la episcopii. Haideți să vă spun altceva. Nu au act de proprietate pe casa parohială de. Imaginați-vă, pentru că au venit de la Ponte când noi am vrut să străcăm și au spus că pune amende și, nu știți cum e, amende, dar ce amende? De la Ponte puneau amende de câteva sute de milioane și au vrut să pună amende și pentru modificarea picturii din biserică. Din biserică. Și pentru schimbarea cușumerii din biserică. Cine a făcut-o era să fie tras la răspundere și aici, la masa asta, au fost niște discuții care au rămas ca discuții, dar nu au titlul de proprietate pentru așa ceva. Am ajuns la Episcopia Romană și Bacăului, am discutat cu juristul Episcopiei și am cerut să-mi dea un act prin care se dovedește casa parohială este a lor sau este a noastră, să putem face un proiect de renovare. Nu avem un act de proprietate pe acea lucru. Nu este. Se poate obține o hotărâre. L-am cerut lor, pentru că sunt la ei acolo, prin Ministerul Culturilor, noi am ocazia să obținem niște bani. Pe fondul funciar, cererile care au fost depuse pe legea 247 și nesoluționate, numai legea s-au se pun în discuții.
Deci orice cerere, că vine cineva acum, nu se mai pune în discuție. Deci cererile au rămas nesoluționate la timpul respectiv. Iar dumneavoastră știți foarte bine că nu mai avem pe biserici nimic. E acele pături al Chiriac, care cu domnul primar actual avem probleme cu Chiriac Neculai și cu Chiriac care ăsta ne trebuie să cere respingerea acelei HCG care noi n-am avut. Sfântul Sava, câte hectare se acolo? Aproape 30 hectare. Sunt puse la dispoziție pentru o familie Chiriac, de nu știu. De unde au putea vreodată pădurii acolo, deasupra problema nu. În mijlocul pădurii. Nu se posesie de cine? Nu se posesie de pădurii. Au nu, vă spun care sunt obiectele de producția. Da, domnul. Dar de ce nu le-au dat într-un mare? A venit omul la municipiu care mergea acolo. Chiar un om. Nu e prea părinte. Iar la municipiu. Ea avea ocotat cu pot. Ocolul Sierului nu e de acord cu așa ceva. Nu au făcut. Și culmea, șeful de ocol de la Evens de la noi este inginerul al Lucian, care a lucrat la fondul forestier. La contul funcțional. Da, la direcția Sierului. Și nu e de acord cu așa ceva. Și acum ai acolo. Respectiv, planurile au hotărâri. Cel în monumare, pentru că nu mă interesează să nu vădă de la de ei nu am de plan. Să vădă de ei, nu am de plan. Eu trat. Ca de fapt, păsesc acolo. Ca de fapt, cum nu ar trebui să dezvărui, dar uite și asta vă spun dacă există provocare. Noi am găsit și la Buda, la Stanici. Pistoian. Pistoian, 4 hectare în bug, unde scrie cu mâna lui Dumnezeu să lepte de cetatul, înstrăinat către Chiriac și nu știu ce și nu știu cum. Niciodată la nu a avut care patru. Nu e strafat. În spate la Crimăți, până jos la Secătorie, este o zonă, a fost să ia diminea după Revoluție, apoi nu făcut ei de-a sau oamă. Nu era inventară cu nu era. Dar îi trecut pe aici. Dar noi figurează în altă cu localități. Și cu ăla spune eu, creierul ăla, cumpăram secretar un de la Mănești. Ca să-l cumpere țigani, să-l facă la... Să-l rog pe domnul, să-l rog pe domnul. Eu mă întreb așa. Eu am scandal în primărie cu toți funcționarii și la mine există o lege. Ori eu, ori ei. Dacă vor să mai trăiesc, nu trebuie să spune așa. Ei, ce mă făceam eu dacă mai trăiesc aici o stică cu mine? Câteodată spun Dumnezeu să-l ierte. Nu, mare rogat. Nu, nimic care cumpărat o suprafață de teren. Nu cumpărat. Ca să poată să dea în schimb la ce s-o cumpărat. Vă spun, nu s-o cumpărat. Nu s-o cumpărat. Vă spun lucrul tău. Făcut-o la cuficiu. Pentru că... El o dată a venit și la pierdut și o l-a răzvenit. Nu, nu. Vă spun eu. Nu-ți dădea voie să te duci să ții pădurea în interiorul pădurii și dădea la margine. Și i-a făcut-o la artificiu, lua de aia 6 hectare sau 4 hectare, ca să poată și să ia pădurii. Toți care au avut pădurii. Că nu, prima lege care s-a dat așa, nu-ți dădea voie să te duci decât în margine. Ei, după aia s-a dat lege care să te duci la vechiul amplasament, adică să ții pădurea unde ai avut. Și asta, și atunci aia a rămas adică nu. Deci nouă nu s-au acordat ca să lăsăm. Nu a rămas, este act de vânzare, cumpărare. Păi tata, s-a dat acum un om exclus, cum s-a spune, nu proprietatea de lucrări. O, cumpărat, un cetățean. Cine? Unul de la Mănești, stă din la Austria. Păi de ce nu vine? De la ce să vii? Nu-i pite pe urmea asta. De la parte, la muslea. Nu-i pite pe urmea pe mânii de frunzi. Da. Nu, că au exploatat budeni. În ele, budeni. Anual ar trebui să curge pe anul 2017.
Deci... Și de la poziție de 44 la 48, că sunt niște lucrări care sunt expozițiile. La fără la program. Pozițiile 44, 48 sunt adăugate. Da, da. Da, deci o mai... Notarea de reparație a școlii, un contract de achiziții publice de... Da, e ce cumpărare de schimb. Nu, aici vine valoarea proiectului, valoare fără TVA... Este cel proiect care s-a făcut pentru... s-au depus la Ministerul Dezvoltării pentru repararea școlilor, pentru obținerea de autorizație de construcție. Și așteptăm să vedem, se preconizează din audit, că suntem prinși și noi cu două investiții de școli. În schimb, au trecut de analize, sunt propuse pentru finanțare. N-am primit nimic pe ce am să ne apare lista. Dar nu trebuie de reparație la dispensar. Un contract la dispensar publice. Direct, te duci la evaluarea. Organizarea zilei comunii cu contractele de tot așa publice, lucrări de construcții cămin cultural. Astea s-au votat. Astea s-au votat, dar astea nu se zice la urmă. Faptul păstrarea datului și obicele de iarnă. De ce vă fac pe ea? Dacă sunt ceva de completat, de comentat. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este frumos? Trecem la ultimul punct de ordine de zi. Hotărâre pentru modificarea legătorului fraudat al Comunei Vezuți. Deci, despre ce este vorba? Noi am avut o discuție împreună cu dumneavoastră aici, cu noi, noi am avut o discuție aici cu toții și am făcut, făcut un documentatorul ăsta stradat prin care am stabilit denumirea străzilor. Și în acea hotărâre am spus noi că strada principală să se numească de la intrare Gherdon și să se termine la Buda. Drumul județean. Drumul județean. Ei, am venit cu o propunere pentru că a se putea identifica mult mai ușor din persoane străine care vin la noi, oameni de la noi din localitate, pe baza numărului de ordine. Am spus așa, să-i spunem, strada principală, să rămâne strada principală, dar Berzunț, până unde este satul Berzunț, până strada principală, Dragomir, tot ceea ce cuprinde Dragomir, și strada principală, Buda. Pentru că atunci când știi că e strada principală, nu dar începi de la numărul 1 de la intrare și termin la Olarul jos, sau cum e acolo, la Alaban, cu numărul respectiv. Este asta scris Talaban. Talaban, eu Talaban, Talaban. Bine, am știut. Așa v-a spus colegii. Da. Și pentru identificare mai rapidă, am zis ideea principală, Dragomir, că tu știi când începi de la Bucur de aici și se termină unde se termină. Buda la fel, Berzunțul la fel, care începe de la Mărești, termină la tot la Dumnezeu. Deci apar denumirile satelor în față. Pentru era bun, era bun și eu, Tucalul separat, principalul Tucalul, principalul Gâșcaț. Păi nu, că aici am pus Tucalul. Păi principală Dragomir și sunt cu acești la fel. Am pus strada de Tucalul, iar celălalt, ceea ce împreună am stabilit aici. Părinții care... Dar mi-am făcut la asta. Da, la Gâșcaț a făcut strada, nu există. Are fondul
legat de dacă putem lua numere preferențiale la casă. Ordine. Deci e în ordine logică. Da. Dar să știi. Pentru că eu deja... Aveți număr. Mi-am luat un număr din oficiu pentru sediul de firmă și am dat numărul 133 și eu. Și modific, mai bine modificat. Dar oricum vreau să vă anunț cine aveți prefeuri. Este, au văzut legea. Începând cu 1 iulie, toate astea se modifică că intră iar în acel Registru Național a Oficiului Registrul Comerțului. Este apărut și cu salariile, vă anunț, ieri s-a publicat legea mult așteptată, cu mărirea primarului cu 30%, bănuiesc că acolo intră și consilierii cu acea mărire, că se fac dispoziția. De ce le-a păi nu, e semnată de domnul președinte, de ce i-am văzut că e vezi că să se lucra la salarii. Dar am zis că le-a semnat. Dar am zis că le-a semnat, că m-aș și am anunțat. O întrebare, domnul primar, dacă pe unde ați mai fost președinte, știu eu să mai aude ceva de drumul ăla, asfaltul, drumul județean, dacă mai mișcă ceva. O promisiune, ceva. O promisiune. Da, haideți să vedem dacă s-a ceva discuție la diverse discuții. Cine e drumul? Ca să votăm. Da, să votăm, dacă nu mai... Să mai scrie cineva? Mai tu. Ceva de completat? Dacă nu o să putem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, cine? Mulțumesc frumos. Deci am trecem la diverse și aici... O să dau răspunsul la întrebarea. Eu vă spun că împreună cu doamna secretar am fost. De ce? Pentru ca să dovedesc că nu e o minciună. Am avut o discuție, pot să spun, o discuție aprinsă în Consiliul Județean față de consilierii care au votat repararea drumului de la Cernu spre Buda și se oprea undeva la Cantor. Și drumul de la centrul din satul Buda până la aici, Balaban, acolo nu era prevăzut. Bineînțeles că în urma unor discuții mai puternice, așa, avem promisiunea, că așa până acum, de fapt, de atâta timp, avem promisiunea că până la sfârșitul anului primim finanțare pentru asfaltarea cerului. Și de față cu noi, că făcând intervenții și la drumul județenii și peste tot, la toate forumurile astea care răspunde, inclusiv pe situații de urgență, avem adrese făcute la prefectură. Doamna prefect o înaintată mai departe spre minister. Spun că până la sfârșitul anului, așa, primim finanțarea, chiar dacă nu se va face, primim finanțarea. Dacă primim finanțarea, putem să-l considerăm făcut, că de făcut îl facem. Dar pentru mine, personal, vreau să spun că este un mare, mare chin ideea că acel drum este așa cum este. Și că nu-l putem repara și care știu că și vechea conducere s-a luptat cu aceleași probleme și s-a luptat să-l facă și s-a luptat și toată lumea își dorește aceste chestii. Eu am vrut să renunț la drum comunal de 2 km și să-l asfaltez pe ăla. Nu avem voie să intervenim la drumul județean. Din partea președintelui Consiliului Județean, de la direcția de drumuri, avem promisiunea că ne se face. Deci, pentru mine, în fiecare sat, am făcut câte o listă de priorități. Ce facem acolo, ce facem acolo, ce facem acolo. Vreau să vă spun sincer, că am insistat și s-au auzit la o zvonă, că face nu știu cine lucrările la Buda pe partea de electrică, că s-au dat bani din primărie cândva, au luat bani din primărie, firma respectivă și acum face. Nu e adevărat. Este câștigată la licitație, este lucrată scoasă de EON. Nu e scoasă de primărie, nu se implică în rețelele electrice a furnizorului, al lui EON. Și am insistat enorm de mult să fac acel proiect acolo și pe Dragomiru. Pe Dragomiru îi mulțumim lui Dumnezeu, cel puțin eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, că am obținut un compost de transformare. Care electrificăm și zona aia de sus la Ciocănești, unde oamenii aia nu vin, săracii care au venit din străinătate, nu poate să stea acasă că nu au lumină și nu poate folosi nimic. Și am obținut acel post de transformare, luna care vine se scoate la licitație, până în iarnă,
se schimbă rețelele și în Dragomir, se schimbă branșamentele, se scoate firma care va câștiga licitația, nu se știe, că acolo se duc 10, 12, 15 firme. Așa. Și eu realizat, pentru că ați văzut că eu ori pun la dispoziție doar conturul, îl scoate afară și la rețelea n-am modificat unități și avem probleme. Am insistat în mult. Și inclusiv la repararea drumului care este pe Dragomirul și se rog este ce peste casele am adus de la inspecția în construcții, de la Direcția Apelor Române, de la ISU, de la pompieri. Am făcut o adresă către instituția prefectului și m-am dus personal acolo împreună cu doamna secretară și a doua zi ne-am trezit cu 6 inspectori pentru analiză. Și atunci nu mai veniți pentru așa ceva, pentru că astea le-ați mai făcut de 4 ori. Veniți cu chestii cu fapte și veniți cu chestii care să ducă, să se rezolve probleme. Ei, ce să vă spun, că așa se întâmplă la noi și îmi pare rău că dacă așa se întâmplă, așa se întâmplă. S-au făcut un proces verbal, procesul verbal a ajuns la domnul director de la situație de urgență de la Baconadă, care l-a pus undeva și nu știa nimic. Și urmă, adresele noastre, 4-5 adrese care le-au făcut către ei, erau tolere. Mulțumim că prin funcția pe care o deține doamna prefect acolo, a chemat și am avut o discuție foarte aprinsă cu ei și au trimis de față cu noi, au trimis la București pentru să iau decizii, să se rezolvă problemele. Când și cum, nu știu, noi ne ținem și tot ne ținem de așa ceva. Acum așteptăm, dacă dă Dumnezeu tot așa, să prindem finanțarea pe proiectul ăsta cu aceste două școli, după care noi ne temem și mereu ne întrebăm de ce în România nu se fac proiecte și nu se fac. Nu, să știți că proiecte sunt. Noi avem 8 trimise la minister. 8 proiecte trimise la minister pe care am cheltuit niște bani pentru ridicări topul, pentru studiu geo, pentru toate astea. Ei, din păcate, eu am spus că păzească Dumnezeu să iei foc. Acolo, la București, unde sunt toate proiectele, toate dosarele, nu niciodată nu le mai poate să iei. Imaginați-vă că ne-a dat un număr de ordine și au aruncat dosarul undeva, un maldăr de dosar. Și mă întrebam tot, era cu doamna, dar oare când mai îl găsește pe acel proiect? Pentru că vine cultural, pentru a putea trece și să-l face pe fonduri proprii, o trebuie să luăm acel proiect înapoi, să-l modificăm, să-l supunem la vot ceea ce am votat la trecută, termenii ăștia, valorile, zis așa, partea financiară, și o stat o zi întreagă în omul de care și-o încălă. Nu vreau să ne întreb. Cum și l-au mai găsit? Da, nu. Dar știți cum l-au găsit? Acum, la diversii termenii de ziua. Îl sun. Domnul, te rog frumos, te-ai pus acolo. Aici caut. Dar voi vezi cam de la omul. Se face 4 pași de stânga și acolo sus. Că am văzut unul căzut, că m-a rugat. Deci acolo sus. Ei, s-au dus acolo, sus. Deci nu l-am dat nimeni. Nu mai găsa nimeni. El s-a dat acolo. Păi, dar unde e de la numărul de până la numărul de? Nu. Acolo. Din numărul de stradă. Și am reușit să rezolvăm chestia asta și o venim pe echipată. Merge foarte greu la noi. Avem informații că vine infrastructură, apă și canalizare pe PNDL. Nu mai există finanțări până când nu se rezolvă problema cu învățământul și sănătatea. Am depus aceleași proiecte și la AFI, la regiunea asta din Nord-Est, în care sperăm să obținem ceva. Numai că aici o să trebuie să contribuim și noi cu niște bani. Dar așteptăm să vedem ce se poate. Este primordial. Spre drumul Andrei. Îmi doresc că nu am drumul. Dacă aș vrea să fac drumul cealaltă, aș zice că nu mai am nevoie. Nu, dar trebuie mai mare realizare și am scăpat și de... Dacă acolo e de la mod, de la munca și până la cruce, acolo e dificil cu din apa sată peste port. Nu mai e faptul că omul spune că mașa vreau și treci mașa spune că s-a intervenit la un județean, de până acolo, de s-a reparat, s-a reparat într-o covoră de la intrare, se referea și zice la noi, nici măcar un rând,
Deci intervine de 3-4 ori de la Moreni. Deci așa acolo s-a turnat în rând. Deci drum județean, sat întreg, deci nu o puteam. Și atunci au și oameni. Sperăm, eu o să mai aduc aminti, lăs o săptămână, două, că nu merg înapoi. Vreau de iar la, județ și o să pun iar întrebări ce se întâmplă. Este că dacă au promis, dar nu se promite și dacă nu se țin de la da, îi facem noi să țin. Are mulțumesc, domnul Andrei, dacă... Dacă ați fost și ați văzut cumva la postul domnului director, și ferească Dumnezeu să tărâne cu omoară copiii acolo. Deci am primit o adresă de partea școlii, i-am cerut domnului director să înrejuiască toată zona de acolo, să nu permite nimănui, iar dacă nu, să facă o solicitare pentru să o desfințăm, să o dărâmăm, din cauza că la starea care se află, renovat înseamnă mai mult decât o construcție nouă. Da. Și nu-i bun. Nu am făcut nicio mișcare datorită acestor proiecte, care noi, în proiectul cu școala, avem și toaletele, și magazia, și școala. Dacă noi o facem de la noi, din acea sumă totală ni se retrag bani. Și eu nu vreau, noi cu banii aștia putem face asta. Dacă nu maxim, o lună de zile, că așa au spus, că într-o lună de zile se dă drumul la finanțare, dacă într-o lună de zile nu, în vacanța asta care sunt acolo, că noi știm grupuri sanitare și din magazia de lemn. Adică să nu putem face acolo. V-am spus, nu am vrea să ne cheltuim banii care am putea face altceva cu ei și să prindem acel proiect și să ne retragă banii înapoi pe, din proiecte, obiectivele care sunt, de fapt, le-am făcut noi. Nu aș vrea să le trag. Facem cu banii de la minister, este mai, bine și mai ușor. Poate ceva mai de o bună calitate. Da. Da. Deci, în completare, sau tot de, apropo de domnul director al face viață și a spus că intră în timpul liber, intră pe sare cea din comună și joacă fotbal la fășa de, terenul de sport al copiilor. Și au pus, apropo, au pus bani de aia electorizantă, o ruptă, când buzunea a pus, nu mai este foarte așa. Poate se doar. Deci, spuneți, ne ajută cu poliția locală, să mai trage ca cu șase, mai... Da, dar păi... Deci, sau... E voi și din terenul de, care e făcut de sport acolo, să știți că toți copiii se duc, nu se duc oameni pe care nu, și mai este de mai și persoanele mai vârstă. Pentru... Noi toți, ar trebui să ne întâlnim la de pe o repriză de fotbal. Dar nu ne puțin. De asta e făcut, asta e destinația lui, să se joace fotbal. S-o fotbal acolo, tăiat, nu putem să îngrădim, tinerii care vor... Încercăm acum și doar știți că am prins pe, listă și s-a votat ideea de construirea unui teren mic aici, în spatele dispensarului, de tenis, de picior, de volei, de așa, și să facem și o, fel de construcție acolo, să spunem, dacă nu chiar construcție, un fel de vestiare. Pentru ce și puteți să ai apă, să poți să mergi la o toaletă, să poți să te și să ne întâlnim acolo, sâmbătă, dumneavoastră sau duminică, hai să facem un tenis, hai să jucăm o... Ca joc sintetic, cred. Trebuie să fii și ceva frumos aici. Domnul director, deci nu sunt... Domnul director, deci nu a fost vorbit poarta aia, a fost și-au aprobat pe un spart, a fost banda aia pus acolo de limitare, a fost și pe aia. Spuneți-i că are foarte multe clanțe la ușă rupte de pe școală, nu este terenul de bani. Are cuvântul domnul Roșu. Domnul Vice, dumneavoastră știți că am mai, spus dumneavoastră de prin ședință, cu drumul ăla de la Grigoraș la Neluța Roșu, la ce e acolo. Într-adevăr, ați trimis un bun excavator sau mai lățit drumul, e bine, dar ar fi bine două basculi de balastru să întind un pic, pentru noroi, nu poate să aduc oameni, material de construcție, în alta, mai cale și ei, și noroi. E greu, mai e la Olara, acolo sunt două obiecturi care arse pe uliță, acolo, măcar de știi, de la școală imediat, la Dorina, așa, la Ferrari, dacă nu spun prea multe. Și altceva, a fost chestia cu parcări peste pe pod, că acum nu mai este mașină parcat, este cu noi. Că e ceva urmă. Ieri dimineață am avut o discuție cu Poliția Națională, referitor la acel noi și mi s-a spus că astăzi s-a luat. De acolo. Astăzi nu am fost, dar ieri, două sau trei să rămân singur. Și eu personal am sunat proprietarul, într-adevăr, așa, am promis că
ia de acolo. Și am zis ca să-l luăm. Nu, poliția să-și facă... Chiar ieri a fost un grup de francezi, sau nu știu ce a fost, a fost pe aici. Mai e omul ăla care a lucrat aici la noi, în Bețăvanul ăla, stă în stația acolo și strică toate imaginea. Trebuie, doamne, nu ai voie să consumi băuturi alcoolice în locuri publice, niște chestii. Îi strică tot aspectul. Oamenii ăia, dacă vede, sau nu mă roia, orice, ce nu are voie să bea... Deci se găsește o soluție. Am văzut și până acolo, chiar și fața primăriilor, deci deja tot aspectul. Deja mă nici nu se face ceva frumos dacă... Îl dă la Facebook, îl trebuie primăria, nu mi-l dă două sărbători. Voi mergi în stație, nu pierd într-o pâine, acolo ronța. Păi așa, mai pierde lumii străini. Are pensii 9 milioane. Provine, are o fată profesoară, are copii ca lume, îndărmănești, din locul, din loc, nu e sigur. Nu faci toată aici la noi. Da, dar nu e greu. Dar de viață și avea și o problemă. Adică aveam două, la numai zona de risc, cu atunci și domnul primar, la Dragomir, problemă mare. Începând de la Munteanu, de aici, în sus. Am început să pregătim, deci am început să pregătim varianta alternativă. Da, deci acolo este problema mare. Și a doua problemă, cu el dau aici asta cu sala de sport de la Moria, n-am mai văzut nimic. S-a făcut teatru, linia mărină, s-a luat niște bani, s-a făcut ceva acolo. Sala de sport nu. Da, e bine pus întrebarea. Până a obținut noi autorizația de la Ministerul Educației, el a fost motiv. Acum am impresia că, nu știu dacă mai e la Nadia Comun. Este da? Ar trebui să noteze. A fost un campionatul de lupte rugiciune. Notează și trebuie luată legătura cu el și văzut ce a făcut și cu banii. Pentru că bă, el avea doar dreptul la bani acolo. Știu că îi pusesc în cont, ce-a făcut și cu banii și trebuie văzut și cu materialele alea care sunt în omul și să demarăm. Noi, după conștiința, am aprobat în Consiliul Local vreo 50.000 pentru a... 50.000 putem face sală de sport. Iar el și-a luat angajamentul că federația se implică în chestia asta și va finanța. Nu au mai făcut niciun demers. Legătura între Federația de Lupte și Berzut, el a fost omul de legătură. N-am mai comunicat nimic. O să luăm legătura cu el, nu doar să vedem ce vorba și ce-a făcut. Nu are niciun demers. Da. Eu nu știu. Eu nu știu. Deci, interesul meu a fost să aibă și banii cu antena. Antena 1 a fost la noi și ieri și azi. Pe ideea că am reușit să trimitem câțiva copii în vacanță, în tabără, gratis, la mare. Ei, eu am o impresie mea așa, că Berzunțul e blestemat de anumite chestii și, dacă vă spun, și aici am întâmpinat greutăți. Nu vreau să semneze școala un parteneriat cu Antena 1, că ia copiii, mai ales când copiii erau în vacanță. Iar părinții și-au dat acordul, ei aveau școală după școală sau cam așa ceva, părinții și-au dat acordul și au semnat parteneriat cu Antena prin care și-a scoat. Niciodată oamenii, copiii aia, așa, nu, Doamne ferește, nu vor fi răsfățați și nu vor păți nimic. Pentru că imaginați-vă o cupă neagră în ceea ce înseamnă televiziune, Antena. E televiziune națională și au grijă de aia, de nu se vede. Când m-au sunat și spus, domnul primar, avem ocazia, putem mutilor de la curatorii lungă, toate școlile au zis, vezi, nu, de ce? S-a auzit un zvon de pe undeva, că dacă se vrește un partener, nu se întâmplă nu știu ce. Cum a venit aici domnul director și a spus, domnul director, nu mai încerc nimic, nu am ce colabora. Dă-mi că se vrește, nu, dă-mi ăsta, contractul ăla de partener, dă-mi un pace, plec la mine, mă duc la inspectorat, mă duc la inspectorat, să vedem de ce și cum și nu. Când au plecat și au rămas cam trei. Până la urmă am reușit să facem înțelegeri și preia gura voiei pe copii. Prin dintre așa. Și se poate să facă cei copii.
Vedeți cum se ajunge la vedut. Când vrei să faci ceva, așa cu școala, nici nu am urmărit. Bă, n-a fost niciun interes că trebuia să o facă ăla, dar antena, uite, o să iau cu băiatul care a reprezentat, i-a reprezentat pe ei aici, să îi pune întrebări, că ei poate să verifice banii. Ei i-au ajutat de lucruri. Trebuie să vii, vreau să vedeți. Asta mă gândeam și eu. Da, nu se vă putem să vedem ce astăzi o să-mi surpe pe cel de la antena 1 să verifice chestia. Iar pe directorul de la școală, când știi că ai trei care stau cu ei de tine, așa că nu te rie, îi frică să mergi jos. Știi că eu sunt reclamă asta, reclamă mâine, reclamă cu mine. Asta e, asta e. Vreau să vă spun una privare la ședință declarativă de avere și de interese, în Haimie, pe 9 martie. Ce ți-i primă, Mircea? Ce ți-i primă? Adică nu scăpăm ce nu le facem? Și trebuie să fie publicat. Vreau să vă spun, e așa ședință cu arhitectura, deci vor pentru controle pe legalitate, se pot urma. Nu, 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 nu. Și, apropo, comisia de validare. Știți că am discutat, aveați o lipsă. Trebuie să vă gândiți să vă duc băiește. Și am mai văzut problemă, domnul primar. Acolo l-am mai zis, domnul Ioan Tanchir, acolo. Vă spun ce vă domnul, că aveți sală cu Vijoale, cu Dumnezeu. Aici, la Vrea. Vijoale, cu venit tot cu Reu, cealaltă care vine pe acolo. Adică, Iisus, acolo, cel de la Vasilii. Mă pot o modalitate ceva acolo, că curge pe noua ceva din drum, curge tot în ceva face. Îl recuperăm cu bunele de la acolo, da? Până un altă, dar ce ca să intri, după să intri din moartea pe acolo la viața, să duc la acolo. Păi tot în moartea mea, mă nu mai mizerie, fac nu mai intra, tot ce duce cam, cu ei, sârmi. Pian era greu, așa, când treci pe acolo, bă, n-ai cum să faci doar. Vine, scâlă, cu cui. Începând de mâine, deci începând de mâine, noi avem liber, pe voi, cu instituții de stat. Deci, marți ar fi prima zi de lucru. Vă propun să ne vedem din nou, să discutăm, sau chiar și luni, dacă e sărbătoare, să discutăm. Și vreau să vă spun încă o dată, deci n-ar trebui, dar provocați niște discuții și mai ales când trebuie să vă zic că nu trebuie. Te rog frumos, mobilizează în zonă oameni și ia să-ți facă șanse. Deci, până acum, în coace, oamenii făceau prestați și erau obligatorii. Da, să facem oameni. Deci mobilizați oameni, să facem cu... Cei care trece acolo, primul limite, domnul... Cei care trece acolo. Nu vă zic, vreau să vă spun că sunt și unele de obligații ale dumneavoastră de a mai face câteva. Eu rămân total surprins când, uite, vine cineva cu reclamații, dar o să discut cu domnul Golan după, vine cineva cu reclamații, că s-o străcat, că s-o făcut părăți. Și așa, așa, oameni buni. Eu am băgat un buldozer pentru drumul din Mestece. Am băgat un buldozer și a venit din Mestece până la vale. 20 de reclamații mi-am făcut, mi-am stricat gardul și nu știu ce. Am băgat buldozer să fac drum. Acum am insistat la cei de acolo să se adune, să curețe drumul, pentru că tractorul are geamul spart, datorită crengelor. Să curețe drumul, că sunt pomii lor și nu mă duc, mă dăm judecată dacă le dai pomii. Să pot să mă duc să car piatră și vreau să-l rog pe domnul Balan cu remorca și încă pe cineva să cărăm piatră să facem drum acolo. Bun. Nimeni n-a ieșit să tai grană. La Bârsală s-a dus buldo cu drujbă ca să-i ridice cu cupa să tai grană. Nimeni nu s-a dus să tai grană. Urmează ca așa, ori vă convoc și menționat de aia de aici, dar nu, am terminat în închid biroul, eu pe domnul Vici. Să poate, și atunci că e crezi. Dar nu de drumul ăsta, ca să ce ne exact. Așa că o ce nu am fost acolo, trebuie la cotul, trebuie acolo la jos, dacă nu vale cum mai pasă. Băi, un noroi acolo, nu știe nici, n-ai cum să trăiești toate, nici la oameni, n-ai nici pe nimeni. Nu, nici mai cum concări și oameni să iasă să facă. Să spune, mai puțin dai drum, ții dai drum, să tot cam am fost acolo, prin două mânzaci. Păi dacă intră acolo, nu mai ești acolo, nici cu tractor, nici mai nu poate. Cine are terierul pe acolo, mobilizați, vine și noi de la primărie care vin eu. Da, e prezentat, dar și eu așa de cum vin și de vede, mă duc și o să vin, mă duc și o să vin, mă duc și o să vin, mă duc și o să vin. Și eu știu pe cineva să investești. Dar nu am venit să obiești în vânturi la care vrei să mătrăm și curțele la oameni. Nu, nu, nu. Oamenii s-au apăzat în așa fel încât de așteptat. Nu vă spun cât e sumație. Am trimis prin poliția locală și cu avertizare.
sentimente și așa n-am umblat la mes, că oamenii sunt așa necăciți cum sunt și atâta la mes. Dar n-au înțeles și bunul să se spune la poartă, să facă așa. Am, dacă îi vedeți pe de Facebook cu primărie, există un mesaj acolo. Dacă îți iubești localitatea, curăță șanțul. Ai grijă de aia, pe aia. Păi eu întreb domnul cu acum primarul, s-a făcut acolo platformă, știi, domnul Vici. Acolo care a făcut, o dus acolo, vizionă, în loc să o pui într-un sac, să o duci acolo, să o pui să vii ăsta cu mai să vii ei, o prea așa pentru fac ceva. Am mătrat de-o trebuie să duce treaba. Eu mi-am ții, eu pui punți, eu pui pat pe polul. Da. Acolo până acolo, băi, mă ții, dar nu pot așa la urmă. Domnul Petru, într-adevăr, dumneavoastră, dacă sunteți venit nou, trebuie oamenii, la toți consilierile, spus să-și facă. Gândiți-vă că de la anul, codul nou, cod fiscal, are în vedere casele dărâmate, neîngrijite, farsate, nimic, să pune 500% impozit. Și o să vă vin la domnul primar și spune, știți, eu n-am bani, nu trăiesc, nu știu ce. Nu există scurie. Deci, cred că voi da la eu? Ce o să facem atunci când rămâne gardul sau casa dărăpânată? Și o să vin amenda de 500 la amenda impozit. Eu când vine, vin la plăci pe eu. Eu știu că în fața curții până la e al proprietarului, nu? Să-și facă curat. Nu face eu. Mai zici, am probleme dacă nu declar și